Iată-ne din nou împreună, într-o nouă zi, într-o nouă zi frumoasă, sper, pentru fiecare dintre voi. Și astăzi vă aduc din nou o veste bună, și anume faptul că Dumnezeu este cu voi, cu mine și cu tine, este în durere. Dumnezeu nu ne părăsește atunci când ne este mai greu și Dumnezeu nu este uimit, surprins de faptul că noi suntem într-o suferință, într-o durere. El este acolo pentru noi, pentru a ne ridica, este acolo pentru a ne mângâia, este acolo pentru a veghea asupra noastră, pentru a ne da înțelepciune să știm ce să facem. Atunci când suntem copleșiți de durere, nu mai avem putere uneori nici să auzim ce ni se spune, nu mai avem putere să vedem ce ar trebui să facem. Dar Dumnezeu, în marea sa milă și îndurare, trimite oameni lângă noi care să ne ajute și care să fie acolo vocea rațiunii noastre, să nu ne lase să cădem. Sunt situații în care anumite decizii sau acțiuni pe care noi le-am făcut au consecințe dureroase și ne este greu când conștientizăm că făcând anume lucru, uite, am intrat într-o mare durere. Și mă gândesc acum la David, David care a știut că a păcătuit și că l-a supărat pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune că va fi o consecință pentru păcatul său. Dar David o primește cu demnitate, ca să zic așa. Îmi place așa de mult atitudinea lui în care el alege să postească atunci când fiul său este pe moarte și în momentul în care află și vede că fiul său a murit, el se oprește din post, se ridică, se spală, mănâncă și își continuă viața mai departe. Și oamenii sunt uimiți și îl întreabă cum de poate să facă lucrul acesta. Iar el, încredințat de faptul că Dumnezeu este în controlul lucrurilor, le spune că știe că într-o zi va fi el alături de fiul său, dacă Dumnezeu nu a îngăduit ca fiul său să trăiască. În Psalmul 18, versetele 1 și 2, David îi spune lui Dumnezeu așa de frumos în rugăciune: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Ce afirmații pline de putere și ce inimă iubitoare de Dumnezeu. David este un om după inima lui Dumnezeu, pentru că atunci când greșește, atunci când face un păcat, David nu se sfiește să-l ascundă. David nu este acela care să mușamalizeze ceea ce a greșit. David este omul care spune lucrurilor pe față și recunoaște: Da, am păcătuit, am greșit înaintea lui Dumnezeu, îmi merit ceea ce Dumnezeu îngăduie peste mine. Își cere iertare în fața lui Dumnezeu, în fața poporului, admite, își asumă, este un bărbat asumat, își asumă vina, își asumă păcatul și consecințele lui. Și lucrul acesta îl face un om după inima lui Dumnezeu. Și dacă cumva și tu te afli într-un context dureros, datorită acțiunilor pe care le-ai făcut, datorită unor decizii pe care le-ai luat, nu deznădăjdui, ci crede că așa cum Dumnezeu a fost mereu alături de David în acele contexte în care a păcătuit și a suportat consecințele păcatelor, de asemenea este și cu tine și nu te părăsește și nu te lasă și pe tine te iartă și pe tine te ia în brațe și pe tine te restaurează și pe tine te întărește ca să poți să mergi mai departe și să nu mai păcătuiești. Un alt om care se regăsește în Biblie și care a chinuit mult și a trecut prin diverse încercări este Daniel. Daniel este acela care l-a slujit pe Dumnezeu și s-a încrezut în el. Și așa a făcut și atunci când a fost în groapa cu lei. Iar împăratul a fost trist și i-a părut tare rău că a fost aruncat în groapa cu lei. Și știa împăratul că a fost aruncat acolo pe nedreptate. Să fii aruncat în groapa cu lei pentru că te rogi și pentru că niște oameni au fost geloși pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru faptul că tu te rogi, au fost geloși pentru poziția pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Nu este un lucru ușor de suportat, această nedreptate, să ajungi să fii aruncat în groapa cu lei pentru că tu ești de fapt credinciosul lui Dumnezeu. Dar Daniel își asumă lucrul acesta. Daniel nu se sperie și merge încredințat de faptul că Dumnezeu va fi în control.
Iar împăratul, plin de uimire când a văzut că Daniel de fapt trăiește, s-a încrezut și el în Dumnezeu, ba chiar mai mult de atât. A scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția și le-a spus astfel: pacea să fie dată din belșug. Poruncesc ca toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă de Dumnezeu și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Vă puteți imagina faptul că Daniel a stat într-o groapă cu lei? Într-o groapă cu lei flămânzi care în mod normal ar fi trebuit să-l devoreze pe Daniel. Dar totuși Dumnezeu a fost acela care a avut putere să închidă gura leilor. Și Dumnezeu a știut că Daniel este acolo pe nedrept. Dar Dumnezeu a îngăduit ca lucrul acesta să se întâmple și pentru ca eu și tu să înțelegem că puterea lui Dumnezeu este desăvârșită și să putem vedea atitudinea lui Daniel în momentele acelea dureroase. Cumva gândiți-vă că el poate a suferit pentru faptul că a fost neîndreptățit, nu a fost vina lui, dar știa că Dumnezeu este în control și lucrul acesta aș vrea să ne rămână nouă tuturor, că Dumnezeu este în controlul vieții noastre. Atâta timp cât noi alegem să stăm lângă Dumnezeu, să ne încredințăm zi de zi viața în mâna Sa, să lăsăm pe El să ne conducă și să ne călăuzească, să avem deplină încredințare că El o va face și indiferent ce îngăduie să fie peste noi, să fim încredințați de faptul că niciodată nu ne va părăsi și că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, spre folosul nostru și că prin tot ceea ce trecem, noi devenim oameni mai puternici, oameni mai apropiați și mai iubitori de Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă mângâie inimile în durere, mă rog ca Dumnezeu să vă dea putere să treceți împreună cu El în durere și să vă încredeți total și deplin în El, indiferent de contextul și de durerea în care sunteți acum. Și fie ca adevărata imagine despre sine să fie chipul Domnului Iisus imprimat în mintea și în sufletul vostru.